Nu mai sunt vremurile alea care au fost ani în urmă. Înainte, cum ani în urmă, vineau și un copil de asta de clasa 1, vrea să duc cu oile astea, dar acum dă-le internet, ați nu-i drept, ați. Ace, nu-i greu cu oaia. E drept când plouă, atunci trebuie să fugi după ele. Așa, foarte bine. Hai, mergem așa pe aici. Eram clasa 1, la școală, clasa 1. Și încă aici ferma era. Și strungarda, ani în urmă, îmi plătea 10 ruble pe lună, dar 10 ruble erau bani aia. Și erau 3 ciobani bătrâni și o strungar, cum dădeam la strungă. Uite cum, dumneavoastră îmi dați 10 ruble, dumneavoastră, 30 de ruble pe lună. 3 luni de vară aveam 90 de ruble. Și când duceam la școală, de acum cum mama îmi cumpăra, ce-mi trebuia de acum? 3 luni, uite. Și uite, de atunci s-a pornit ciobănie. Cât de tot îmi spune cum hazeaia. Și că Vitali, să-ți iau din asta telefon cu diește. Și nu întrebi, lasă că nici asta ne ajunge. Și păi spre ești pe deal. Internet asta, nu spun, nu întrebi bine. Și lasă că eu și fără de internet merg. Cel, cum îmi spune hazeainul, cel mai lenoasă, asta e ciobănie. Păi ce e cel mai lenoasă? Cu sapa nu tragi, în soare nu stai, dacă ești cu dânsa, dai la umbră, dar la colhoz trebuie să-i dai cu sapa. Nu fost ele cu oile în pădure, îmi dă voi. Așa, cu sătănele astea, nu... De ce nu-i păi dacă s-a furisit, nu vezi, unde vede pom, acolo și ea.